Interesul înseamnă un spectacol în Brazilia când sunt carnavale. Interesul a fost tipul ăla din America care a bulversat toată America și i-a transformat valorile. Interesul este să fii meschin. Interesul este să fii incorrect, să promovezi corupția, să promovezi minciuna ca dogmă de adevăr. Și vă recomand, trebuie să spun sincer, nu știu dacă Vlahuț a scris-o, minciuna stă cu regele la masă, vă rog să o citiți cu foarte mare atenție, așa este titlul poeziei, este tema Evangheliei de astăzi, și să vedeți cum din oameni demni și vrednici, cu un botez, cu o cultură generală, cu o diplomă, cu o specialitate, cu o meserie, cu o familie, cu un concept de viață, devenim singuri și ne transformăm în cârpe umile a unor valori trecătoare care vin și trec dintotdeauna. Acum a trecut și Imperiul Mongol, și Imperiul Turc, și Imperiul Persan, și Imperiul Lucostroie, și Imperiul Mamelucilor, și Imperiul Roman, și Imperiul Asiro-Babilonian. Toate trec și numai adevărul rămâne, pentru că adevărul nu ține de noi. Noi trebuie să-l avem ca temelie. Adevărul nu e o valoare, noi îi dăm valoare. Adevărul este o relativitate. Când îl pui în valoare, îi se văd roadele și când îți bați joc de el, nu există. Ce întreabă Pilat pe Hristos? Ce e adevărul? Adevărul înseamnă într-o zi să n-ai pâine. Adevărul într-o zi înseamnă să fii flămând. Adevărul într-o zi înseamnă să-ți fie sete, să ai mai puțin, să întinzi mâna, să cerșești adevărul. De ce? Pentru că umilința te duce la sfințenie și asta nu înseamnă că eu vă îndemn să deveniți cerșetori. Să fiți cerșetori de Duhul Sfânt, să-l furați în fiecare clipă cu orice gest. Cu o ciocolată, cu un măr, cu un biscuite, cu o vorbă bună, cu un gest frumos, cu un gram de milă, cu o lacrimă, cu o rugăciune. Să-l acoperiți în sufletele voastre și să-l păstrați cum păstrează gospodina în cutiuța de bijuterii. Un ineluș, un cerceluș, o brățărică și spune, bă, nu umbla acolo, că alea sunt lucrurile de valoare. Nu cred că alea sunt de valoare. Dacă ai fi bolnav, te mai uiți la alea. Dacă ai fi pe moarte, te mai uiți la alea. Dacă ai avea un cancer, te mai uiți la alea. Dacă vine un cutremur, te mai uiți la alea. Dacă vine un puhoi, te mai uiți la alea. Dacă vine un cataclism nuclear, te mai uiți la alea niciodată. Cel mai mare adevăr este viața și cel mai mare dar și avere este sănătatea. Avem o sănătate care ține numai de trup și una care ține numai de suflet. Când avem grijă de sănătatea de trup, înseamnă că suntem oameni conștienți și reali, că sunt unii care spun, dar ce m-am rugat să mă facă Dumnezeu sănătos? Acuși vine și te atinge cu bagheta și te faci sănătos. Dumnezeu nu face vrăj. Nu face magie albă, nu face magie neagră, Dumnezeu nu caută în palmă, nu caută în tarot, nu deschide cartea. Dumnezeu trimite harismele spre noi, iar noi trebuie să le adulmecăm. Ați văzut vreodată un animal de pradă? Animalul de pradă stă la pândă după miros și schimbă locul până ce prada vine în bătaia lui. Și când are distanța necesară, o acapără. Așa trebuie să simtă creștinul mirosul Duhului Sfânt sau mirosul de bună mireasma Sfințeniei și să o acapere discret fără să-și dea nimeni seama că el l-a vânat de Duhul Sfânt. Viața veșnică aceasta este ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Mai spune în Evanghelie la final că Petru era mai negustor, n-a stat el să piardă vremea cu discuții inutile. Doamne, dar nouă ce ne iese la treaba asta dacă urmăm ție? Nu era firesc? Era un om care trebuia să hrănească, care să existe. Bine, mă duc eu la biserică, sunt credincios, mă spovedesc, mă împărtășesc, dar cu viața cotidiană ce fac? Și iată ce îi spune Hristos. Voi cei care mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, adică la primirea Duhului Sfânt, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri
ne arată Evanghelia lui Matei a judecății, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Foarte interesant. Găsim scris. Sfinții vor judeca lumea. Deschideți Evanghelia, că n-am scris eu. Unii care au mai măsluit, măsluit Noul Testament au scos lucrul ăsta. Noi putem scoate o iotă sau o cirtă din lege, dar suntem vrednici de ghieră. Pentru că tot ce scrie în, spune așa, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Spune Mântuitorul că cel ce va urma toate acestea care le-a cerut el, înmulțită plată va lua în viața cea veșnică. Petru n-a fost convins. Și din nou a insistat, sigur, evident era. Doamne, dar stai un pic. Dacă noi am urmat ție și am lăsat și mamă, și tată, și casă, și avere, și frate, și soră, cu noi ce va fi? Și atunci Mântuitorul trebuie să împartă viziunea divină și pământește și duhovnicește, că era Petru. El era acum, murea pentru Hristos, el era acum săracul care se lepăda. Deci, firea umană, cum v-am spus, când intrați în ograda bisericii, sunteți blânzi, când ieșiți dincolo de poartă, vă jihniți că s-a băgat unul cu mașina în fața celuilalt. Și ce îi spune Domnul? Petre, să nu te bucuri nici că învii morți, nici că scoți draci, nici că vindecați boli, nici că izgoniți duhuri necurate. Să fii mândru sau să fii fericit că numele voastre s-a scris în cartea cerului. Deci, să aveți cea mai mare convingere că toți cei care ne-am botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem sfinți prin afundarea întreită, prin primirea Duhului Sfânt la mirungere, prin primirea Euharistiei la împărtășanie, cum spune Cabasila, mistica liturgică, la îndemână oricărui creștin, dar să fiți cei mai convinși că aveți liber spre ușa Sfințeniei, numai că la ușa Sfințeniei să vedeți o problemă interesantă. Noi de jos plecăm din start, ați văzut un maraton din ăla când se face o... când se face o adunare de aia și aleargă pentru un umanitar, tot ce se adună de acolo se dă la un copil bolnav sau la ceva. Ei, cam așa e și la noi în Ortodoxie. Noi avem 16 milioane de români botezați în numele Sfintei Treimi, care zic că sunt ortodoxi. Dar Evanghelia ne arată un contrariu care ne uimește și spune așa: largă este cărarea pe care mulți duc, merg la pierzare, și strâmtă și anevoioasă este calea pe care puțini ajung pe ea la ușa lui Dumnezeu, adică la desăvârșire. Încercați încă de acum, de când stăm de vorbă azi, din duminica tuturor sfinților, oricare ar fi ei, să nu uitați că lista rămâne deschisă, n-are număr limitat, este infinită până nu se împlinesc numărul celor căzuți din cer, cum spune David, sfârșitul nu va veni. Încercați cu darul lui Dumnezeu încă de pe acum să vă înscrieți în marșul sau în alergarea și în jocul de care spune Pavel, după legile jocului să luați cu una, să fiți înscriși pentru lupta în vederea dobândirii Sfințeniei.